protestați. Ce pot să spun? Împotriva legilor justiției, împotriva guvernanților, care mai rău de atât nu ne pot duce. Copiii noștri lucrează dincolo, părinții noștri, unii care sunt mai tineri, s-au dus și ei și am rămas noi, care habar n-avem dacă mai luăm pensie în România. Hoții ne-au condus din 90 până acum. Ei trebuie dați jos să fie cu picioarele pe pământ. Asta este adevărul. Ce protestați? Bună seara. Pentru dezacordul legilor care vor să se introducă. Pentru ordonanța 13 care se trece în codul de legi. Și pentru abolirea neocomuniștilor care au ajuns la putere și au băgat în juc țara asta. Și pentru solidaritatea celorlalți care chiar au protestat zi de zi și au stat în stradă și au îndurat atâta frig. Spuneți-mi, în ce direcție credeți că merge România la ora actuală? După mine, România în pierzanie va merge datorită comuniștilor care au venit încă de după 89 și până acum nimeni n-a reușit să îi sterpească. Și trebuie să facem ceva cu asta. Hai să întrebăm, bună seara, de ce protestați? Hai să ne spună băiatul, de ce protestezi? Protestez împotriva guvernului, împotriva șefului acestui partid și tuturor care se află în conducerea sa. Da, cred că asta ar fi cel mai bun răspuns, zic eu. Care va fi soluția? Ce trebuie făcut? Păi, cred că prima soluție ar fi, în primul rând, ca aceste persoane care sunt în conducere să își dea demisia. Eu zic că ar fi cel mai ok, pentru că cu o revoluție nu știu dacă s-ar rezolva foarte multe, pentru că deja se vede că nu sunt foarte multe persoane care își dau destul interesul și eu zic că mult mai ok ca să aibă onoarea și să aibă responsabilitatea să realizeze corect greșit și să în consecință să-și dea demisia. Da. Mulțumesc. Da. Au transport gratuit. Da, sigur. Bineînțeles. Ei, dacă ar fi aici la Scuipam, pot. Câțiva ani. Nu! Vede că îi intimidezi. Cu ce? Cu ce? Le pune reflectorul ăla în ochi. Și eu sunt foarte liniștit. La lucru am venit, n-am venit de drag să vedem ce e aici sau că protestează oamenii. Înțelegeți? Noi... Greșeală că ești băiat tânăr, trebuia să vii de drag. Nu sunt mai mulți, sunt doar atâți. Suntem în Reșița. Corect. Sunt român și în Reșița. Corect, corect, corect.